Episodul de astăzi vă arătăm cum este la un spectacol de-al nostru. Vă pupăm de sare, Basca, vor cânta Picilusorească! Am venit cu pici cu tot să-l întâmpinăm pe Moș Crăciun. Știu că pare un pic cam de vreme, dar Itzy Bitzy deja a dat startul întâlnirilor cu Moșul. A început emisiunea în direct Moș Crăciun, așa că noi am fost primii care l-am întâmpinat, primii care i-am cântat Moșului. Copiii erau destul de intrigați. Alina, dar de ce de acum? Că încă afară e noiembrie, încă n-a venit zăpada, încă e destul de cald. Mereu trebuie să le explic că uneori artiștii trebuie să fie actori, că trebuie să ne imaginăm că suntem în anumite momente, trebuie să facem un exercițiu, să ne ducem în timp, să ne urcăm într-o mașină a timpului, că așa e în viața artiștilor. Se întâmplă de multe ori să avem înregistrări pentru Crăciun, înregistrări pentru Revelion și atunci le explic. Voi când veți fi liberi și veți sta acasă împreună cu familia, o să vedeți la televizor ceea ce ați filmat voi mai devreme. Va fi super pe scenă. O să ne distrăm pe scenă. N-avem emoții. Va fi distractiv. Îmi place când aplaudă lumea. Îmi place de Alina, cânt așa frumos. Vă invităm pe scena noastră. Vom da pe spate bubisul. Îmi place când aud muzica tare. Îmi place când cântăm și ne distrăm pe scenă. Voi în aplauzele voastre să vii prezint pe picii mei. Eme Piculea, aplauze, vă rog frumos! Mara Șantalan, aplauze! Sara Rusu, Mirona Stoican, Patrici Piachi, copiii întotdeauna e o muncă ce implică răbdare, dar îmi place foarte mult ceea ce fac. Sunt pasionată de munca cu cei mici și cred că atmosfera la Picilusorească este cea pe care mi-am dorit-o. E un loc cald, un loc unde copiii vin cu plăcere și uite că avem evenimente unde lumea ne aplaudă, unde oamenii deja cântă cu noi. Am observat că cei mici din public știau melodiile noastre și cântau odată cu noi, ceea ce nu poate decât să mă bucure și să încerc să-i motivez și pe ei că toate aceste aplauze, că primul autograf semnat, că faptul că îi recunoaște lumea, lucrurile astea îi ajută să capete încredere în ei, să devină motivați că pot ajunge cântăreți, cine știe, poate într-o zi. Ce să fiu artist. Scena este plină de încurajări. Sunt mică, dar am curaj. Îmi place
place că l-am văzut pe moșul. Plecăciune! Pupici! La revedere! Picii lusurească!